Și nu uitați, pentru succes în viață, cafeala cu mâna dreaptă și să vă ghirezează. Nu începe de săptămână așa frumos ca mine. Oh, Doamne ferește, nu. Hai, lasă-mă, e frumos și... Și bună ziua acasă. Ia ca băiței, deja au pus lemnul pe acoperiș, am își varat. Etajul întâi gata, este îmbrăcat, tot cu piatră. Colțul ăsta îmi place la nebunie. Și când vă spuneam că o să am o crâșă foarte specială și foarte artistică, voi nu m-ați crezut. Iată, acoperișul vine iată de aici așa până jos, aici o să fie un look turnat ca să nu se vadă nimic. Acolo la fel piatra aia care este și pe casă o să fie și aici o centură frumușică. Iată. Și aici, ca să nu se vadă pe casă nimic, aici o să fie tot ce înseamnă condiționier, sistem de în acest bazin, eu așa îi zic. Iată așa. Iată pe aici trece apșoara, hop, aici se toarne, se facă un look, apa s-a dus și direct la revedere. Pa. Ia ca hidro, Doamne ajut! Și deja băieții de jos, piatra. Hop, este balconul meu și al lui Lavinia. Și acolo, dați vedem parcul. Opa, așa, atent, scuzați două secunde. Și iată, parcușorul, frumușelul. Ne-am până să punem oala, o să fie deja alt vidoc. Și astăzi mergem la prânz. Și ne vedem cu o cumătră și mă gândesc să-i dau eu vreo două floricele, că ea să se bucure. Fata. Așa. Ia, așa. Iaca, vedeți ce înseamnă pentru o femeie un buchețel de flori? Mă duci cu mașina unii întrebu. Da, pentru florile acestea. Orice. Flori pentru o floare. Amin. De ce mi-ai adus tu mie? La mine din grădină, deși eu nu le rup, dar aia ca pentru tine asta. Și la mine taman florile de acasă s-au filit de această frumusețe să fie. Și mântră, învăși roșu. Și bună dimineața, că uitați-vă, fetelor, uitați, am fost frumos până ieri, cu bărbiți, așa ușor ca un ieduț, adică zvelt, purpuriu, gata, m-am birbirit, parcă-s... Cine la noi este cea mai frumoasă? Scuzați-mă, fetelor, dar ia uitați-o, și stilată, și frumoasă, și tinerică, și cu bărbi cap, frumos, la mama eu! Bielui! Bielui, ia vin cu așa, vin la mine, repede două secunde, așa, ca să nu se vadă. Eu știu că astăzi este o zi foarte importantă și o doamnă tare importantă, care s-a născut o fată frumoasă, care ți-i femeie, azi e ziua ei de naștere. Da. Câți ani faci? 50 de ani. La mulți ani și din partea lui Baba Dora, șampanski, a priori, wine, pentru că nu ești drag, ți-i transmiți că e de la mine. Mersi mult, mulțumesc mult, doar sănătate, fericire și Rodica. Doamna Rodica, chistăt, te lăftăt, mua, happy birthday to you, at me, at you. Așa, și faci tu, Ana, mu? Mi-au rămas bun de la peruci. Ești e rămas bun de la peruciile mele. M-a spus că Emilian Crețu mi-a dat cel mai mult peruci. Asta din păr natural, chiar din om. Chiar din păr natural. Și cred că cu asta am sfiu la puteia dansul la final, să mă gândesc și ceva așa mai deosebit. Le întorc lui Emilian. Asta, lui Geta. De atât și Geta nu a fost mult timp pentru că peruca era la Ana. Da, am purtat așa, mă. Așa mai frumos. Dar acum mă simt mult mai bine cu noua mea tățoare. Iubita mea. Invitații noștri de astăzi, formația Acord. Și ia uitați-vă aici cine stă. Părinții lui Igor Așmiței, cu mișori, se uită! Așa, ia uitați-vă și o să mâncăm noi astăzi. Este plășintă cu măr... Plășintă americană, alții spun și apple pie. Apple pie. Tartă cu miere. Așa, arată, arată senzațional și cu înghețată. Servește caldă, foarte important. Servește caldă și înghețată, reșe. Și un gât de apriori. Wine, că ești drag, maladeț. Cineva să bucure astăzi că m-am încălțat în ceva frumos pe
care le-am primit cadou, dar nu le-am încălțat până acum, dar astăzi le disvirginez. Cât nu m-am străduit, oricum au rămas o bucată de două ori, buzele astea mele, le-am frecat, le-am rămâi. Pomadă va da stoica aia, ca să nu știi când îi hâmâi. Ediția de sâmbătă o să fie una cu totul specială. Acord a venit și cu soarele și cu ploaia. Despre Eurovision am vorbit. Mai scutați, vă plac. Acum am dus și îmi smelegem niște copaci la Negureni, că n-am pus de mult copaci și nu prea am copaci. Și mă duc o fugă la țară, mă duc la casă să văd ce se întâmplă. Vă o zi frumoasă ca astăzi și chiar dacă nu-i soare, dar e destul de călduț. Așa că da, deranjați că le-am schimbat de două zile în urmă. Și sunt tare fericit de aceste cape. Dinți de jos, așa de rare unul lângă altul, că îi zduc, nu știu unii, doamna Galina, kiss, love, vă mulțumesc, bă, da, proste. Dacă vreți să vă schimbați ceva, la dantor anumii capi, nu bracket, și doamna Galina e the best. Ia uitați-vă, cine acolo stă în pat? Tu la mama lui eu. Ai grijă la volan, te rog eu. Ochii duși. Mama, salutări. Încă un lucru vreau să specific, că mi-a scris cineva, Emilian, în cazul în care problema este mai mare, ajut capele. În cazul în care problema este mult mai, nu ca la mine, doar un dinte dus înăuntru, atunci cu siguranță trebuiește acest bracket care este mai nu știu cum. Dar mai multă informație, doamna Galina, scrieți, ei, poate să vă răspunde, că trebuie capi, că nu, scoatem dinți, punem dinți, punem frațete, punem măsările în față în loc de... Doamna Galina, ești... Ador să vin acasă, să văd cu orice zici trece, tot mai mult și mai mult, iată deja în față, da, înăltuți, dar aici măcar avem, dacă doamne ferești ceva, hop, 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 și iată deja se face și aici acoperiș, aici acoperiș, aici tot e spațiu special pentru condiționare, aerisări, ventilare, tot ca să nu se vadă nimic pe fațada casei, asta e invenție, by Irion Company. Și acolo frumușelile au început să înflorească. La Negureni deja au început să înflorească irișii. Culoarea asta îmi place cel mai tare. Este cei mai speciali. Și cum miroase pur și simplu bombă. Uitați-vă la glițenia mea frumoasă ca e deasupra la scrânșul. Dacă ați ști voi cum miroase. Mi-am luat încă una și am pus-o la poartă. Că atunci când a să vie la vine, ea se miroase. Da. Și foi și o pârlă. Nimic. Uitați-vă la dânsul mitele, horopsâte de muncă, vin, zic, mamă, ce faci? Mamă, dar ce ai zis? M-am săturat de lucru. Dorin, da tu? Nu, eu promit că noi vara asta îndușim la odihnă. Da. Mâine mergem la făcut acte românești, așa trebuie, și gata. Ia ca fix de aici când eram și la mitel, venim și luam vaca de la șireadă, le ducem acasă. Limulgim, să facem lapte, smântână. Iectălis, gospodine, duc acasă, uite și e pulpa, să nu știu de o clină cu lapte. Gospodina, mamii. Și ca tot timpul, când stau și mă uitam la această răstignire, zic, îmi lipsește copac de birioză. Nu știu de ce. Și ia ca astăzi o să punem aici o alee în spate la răstignire de birioză. Ce spun, fă? Fuci, legume! Ce spun? Ictoș, cum... Treci, coaște! Triuși! Frumusețea Moldovii! Mitica! S-a rușinat tot! Ia că aici o să facem aleea asta, frumușică. Nu, blin, dacă nu ne ajunge spațiu, dar îmi pun și pe la V5. Așa, și zâmbiește în fotografie. Dar nu ți-l eu, dar zâmbiește, ți-l parchești chiar... Jorez la bari, filmez, stă-și cadrul femeii ta. Și zâmbiește-mă. Și zic, kiss. Haide! Ia uitați-vă și de frumușel. Ia ca, aici alei de tei, aici ianu. Ia că tășă în spate la răstignirii, că îmi pare că e gol, că nu-i frumos. Da, muia, deja ia că tăies. 1, 2, 3, 4, 5, atlicină. Da, așa, fiecare cu preferențele lor. Mă nicoți că vreau un pahar de vin roșu, doi na bieri. Ia cam uia, când m-am filmat prima dată, zic deci că eu ți-ar mai ales vedic să obosâte, dar nu fac sunteți fete mari, uite. Da. Mergem la gol, mergem la restaurant de sară, ne îmbătăm. Altfel. Și mâine mergem să facem actele românești. Mălădeți, uite să nu știu. La Chișinău, dar mulți zâmbitoare. Deci cum se numește localul? Sarchiza. Sarchiza, brava, tu? Sarchiza. Să cum? Sarchiza. Sarchiza, corect. Astăzi am scos fetele la Sarchiza
și bem câte un cocktail și ne îmbătăm și gata.